În pragul sărbătorilor, o familie din Maramureș a rămas fără casă din cauza unui incendiu. Bă, dar te-o ars tot, mă. Flăcările până la cer amenințau să se extindă și la casele învecinate. Localnicii s-au luptat cu flăcările cot la cot cu două echipaje de pompieri. Chiar și așa, casa și anexele au ars din temelie. Doar animalele au mai putut fi salvate de proprietari. Cu doar câteva minute înainte, alte două echipaje de pompieri au încercat să salveze o casă din altă comună. Din nefericire, și aceasta a ars în totalitate.